Să țin acest flori frumoase cu aplauze, vă rog eu mult, mari, mari, mari. Sunt mai mari ca tine, așa, sper că vei avea putere să le ții. Mai am un buchet aici, am mult cadouri, dar să le oferim așa la timp și pe rând. Doamna Svetlana, cine este? Dumneavoastră sunteți, sunteți mama Oageate. Ce dispoziție aveți în această zi când fiica dumneavoastră face vârstă frumoasă? Sunt venită de ieri, emoții și emoții și emoții. M-am așteptat-o de la lucru, cu drag, primit-o, sunt foarte cercită cu oameni. Așa, bravo! Aplauze! Poftim, primiți aceste flori frumoase, frumoase. Bine, și o șampanie pentru tata, unii tata vinovat. Da, așa mi-a spus, aceste cadouri dumneavoastră și pentru tata Omageati, felicitări, tata fietii, corect, pentru că i-ați dat viață, pentru că ați adus-o pe lume, ați oferit o educație frumoasă și pentru că o iubiți atât de mult și atât de puternic, așa? Iar acum, ne vedem bine. Vă dați seama cine este? La Badea, fratele, Badea, el e Badea, așa? Chiar dacă e meic, dar e Badea. Deci am venit cu un mesaj de felicitare și vreau să vă spun că aici sunt multe amintiri frumoase, nu cu Angelisa. Sunt amintiri frumoase și le-am păstrat pe toate. Tot ce mi-a povestit, tot am transformat într-o poezie despre voi. Ești sora mea, ba chiar mai mult decât o soră. De mici am fost noi împreună. La bine și la greu mi-ai fost ajutorul și m-ai ținut strâns de mână. Chiar dacă ți-am mai făcut bătăi de cap, dar m-ai iubit și încă mă iubești. Îmi amintesc când făceam fluire din cos de ceapă, iar mama credea că tu vinovată ești. Împreună felicitări de 8 martie scriam și de zilele de naștere ale părinților. Cel mai minunat lucru e că peste ani încă le recitim cu emoții pentru legătura ce aveam. Cu tine împărțeam cariocile și acuarela. Ții minte când am venit la tine în clasă și ți-am zis: Lelic, dă-mi, te rog, acorica. Iar tu, ca sora mai mare, nu mi-ai interzis. Ba, din contra, erai mândră că Lelica, îți spuneam, tot cu mine împărțeai bucata ta de pâine și cea de carne, eu anume bucata ta o doream. Astăzi suntem adulți, suntem cineva în lumea asta, datorită părinților noștri sfinți, care ne-a oferit o educație frumoasă, ne-a oferit tot ce e mai bun, mult timp au investit. Nopți nedormite, dedicații în al nostru drum și înțelegere, chiar dacă am greșit. Mamă, tată, îmi cer scuze pentru toate lacrimile care vi le-am provocat. Vă mulțumesc pentru sora mea mai mare, este tot ce am mai scump și drag. Mă bucur pentru tine, soră, ești la casa ta, e o familie frumoasă. Mă simt mândru că Dumnezeu a avut grijă să-ți dea un soț iubitor la casă. Vă mulțumesc pentru nepoțel care mi-a oferit statutul de a fi bade. El îmi este ca un frățior. Este o rază de soare, bucuria noastră toată. De ziua ta, dragă soră, îmi cer scuze că nu-ți sunt aproape, dar cu inima și cu gândul îți sunt alături zi și noapte. Dar ne vedem în curând și abia aștept să te îmbrățișez și să-ți spun un sincer la mulți ani și te iubesc, soră dragă, ești sufletul meu cel bun. Acum sunt și eu pe cale să-mi întemeiez o familie și sper atât de tare că vei fi la fel de frumoasă, va fi la fel de frumoasă ca și la tine, fiindcă avem un exemplu viu. Sunt fericit și totodată îngrijorat. Sunt la început de cale, pe-al vieții drum. Mi-am găsit aleasa inimii și mă simt bărbat cu responsabilitate acum.
Mă iubești și o iubesc, mi-a spus de mult și nu de mult mi-a spus da la întrebare. A fost cel mai frumos răspuns primit și am decis să știe despre asta lumea mare. Și acum cât eu vorbesc, mi-ați pregătit ce este acolo? Am decis să facem următorul pas, o familie și noi să devenim, dar avem nevoie de al vostru braț, de exemplu și îndrumători de unde să pornim. Avem nevoie de cineva cu care putem râde, putem plânge, cineva care ne acceptă așa cum suntem. Bun și răi uneori, dar avem același sânge și toată speranța în voi o avem. Vrem să știți că tu, surioară, și tu, drag cumnate, unde este cumnat? Te rog, nu fugi vinăva. Așa. Domnul Ion, veniți, vă rog, aici lângă mine. Este și nepoțelul băiat, așa? Vin, te rog, frumos, aici lângă mine. Vrem să știm că tu, surioară, și tu, drag cumnate, veți fi familia care ne motivează și ne veți oferi un sfat, o îndrumare sinceră cu care se croiește o familie și cu care se completează. Azi am fi vrut să fim aici, dar distanța ne-a cam dat bătăi de cap și totuși dorim să vă întrebăm din suflet sincer și curat. Olesia și Ion, vreți să fiți nașii noștri? Să ne însoțiți în fața lui Dumnezeu, să ne fiți părinți spirituali și îndrumători mereu. Să ne dați binecuvântarea voastră pe noul nostru drum în viață, alături la bine și la greu. Deci, până vă răspunde dumneavoastră, eu vreau să vă informez că am fost trimis ca un mesager și să vă felicit, dar am o misiune importantă să vă întreb dacă vreți să fiți nașii acestor tineri. Și cu un tort frumos, vreți să fiți nașii noștri, da sau nu? Cu cine începem răspunsul? Așa, cine răspunde mai întâi? Sau am eu dat? Stăpână. Așa, stăpân. Ce spuneți? Ei așa au spus, doamna Maria, noi vrem să vă trimitem cu dumneavoastră și în cum va fi răspunsul lor, așa vom acționa mai departe. Ei mai iau, nu știu ce surprize, nu știu, dar cum vedeți, răspunde dumneavoastră, așa va fi acțiunea lor. Da sau nu, Nașica? Oh, da, l-am spus. L-am spus, da. Așa. În primul rând, mulțumesc mult pentru surpriză. Care a fost surpriză? Așteptam o oaspite, două venit. Surpriză. Da, mulțumesc mult. Îl așteptăm și lipim. Așa. Răspunsul sincer. Acum nu știu. Vă gândiți-vă. Să trebuie să vorbiți. Așa. Mai ai încotro. Mai ai încotro. N-așa zice. Ia mi-a fiu n-așa. Așa. Hai. Cap familie. Okay. Deci voi aveți nevoie un pic să vă gândiți, așa? Da, cred. Bine, asta este. Dar uitați-vă, tortul îl primiți dumneavoastră. Așa, și o cutie frumoasă, vă rog mult să mă ajutați. Acolo este tot ceva pentru voi special. Așa. Da, nu știu, eu cred că dumneavoastră veți discuta și răspunsul va fi, nu știu. Când ați putut să vă rog ca ta să de data asta, opa, până aici. Așa, bine, lăsăm timp, așa? Dumneavoastră veți vorbi cu ei personal. Sorinian, dragul mai, deci mulțumesc mult pentru florile cadonate. Pentru cuvintele care ți le aminti din copilărie frumoase despre noi, știu că am fost o familie unită, sper că vom fi uniți și în continuare. Și acești doi copii care s-au alăturat la familia noastră, Ion și Diana, să fim tot, să fie, ei sunt de acum copiii noștri, dar să fim împreună așa până la bătrânețe. Îți mulțumesc frumos din suflet. Și te așteptăm cât mai repede acasă. Știu că ești pe drum, ești pornit. Adică nu-i pornit în seara, îți pornește. Mâine vei ajunge, sper să ne vedem sănători și drum bun. Așa. Nu, cred că nu a spus niciun secret, mama, da? Nu? Nu, știu. Bună ziua. Știți, da? Pane Sorin. Tata, ce n-a dat spui, dar vă știți. Tata vă iubește și ați doi pească. Și la nivelii vă așteptăm sănătoși. Bravo. Mai vreau încă o dată să felicit pe Olesia din suflet cu ziua ei de naștere, să felicit toată familia ei,
pe Ionică și pe nepoțelul Gheorghiț, care este scumpetea noastră și nu știu cum să-l mai numesc. În cuvinte cred că nu este așa dispus cât de tare este nouă drag. Și vă mulțumim și dumneavoastră din suflet pentru așa o surpriză plăcută. Drag, eu mă bucur foarte mult.